rochii de mireasă la preț redus, costume de ginere din colecția veche, decorațiuni și aranjamente pentru restaurant, arcadă cu flori și chiar porumbei voiajori. Timp de 4 zile, cuplurile giurgiuvene au avut ocazia de a consulta ofertele prestatorilor de servicii care se ocupă de organizarea evenimentelor festive. După rochii. Veți nunta anul acesta? Da, în toamnă. Și v-ați decis? Deocamdată ne uităm și noi încă. Ce ar interesa? Ceva ce e în trend sau din colecția anului trecut? Vă că să ne reduce? Mai, da. Târgul de nunți a adunat zilele trecute peste 300 de vizitatori care nu doar că au testat piața, ci chiar și-au făcut programări pentru diferite servicii. La târgul din acest an au fost prezenți și câțiva dansatori profesioniști, reprezentanți ai unui club din București, care îi învață pe miri cum să valseze la nunta lor. Senzația târgului a fost reprezentată de cei 20 de porumbei voiajori, ultimul trend în acest domeniu. Pentru 100 de euro, mirii își pot închiria o pereche de porumbei albi care să le fie alături în ziua nunții. Porumbei reprezintă iubirea, fidelitatea, porumbei își fac o singură pereche pe timpul vieții și în afară de asta este un moment frumos. Mai vin giurgiuvenii solicită așa ceva la nuntă? Da. E un lux? Noi nu suntem din Giurgiu, suntem din Buftea, lângă București, dar am avut comenzi în Giurgiu și de asta am hotărât să... Participați la târg? Da, să participăm la acest. De la târg nu au lisit nici make-up artiștii, care știu că machiajul miresei, al nașei sau al domnișoarei de onoare trebuie să fie unul deosebit. Se poartă cât mai mult naturalul. Pentru mirese, depinde, cele care sunt mai îndrăznețe pot purta și culori mai închise, smokey eyes... Creole, pentru blonde, cu tenul mai alb, bicios? Pentru blonde, cred că toate culorile se potrivesc. Acum depinde și de trăsăturile feței. Depinde de preferințe, dacă vor cu gene false 1,5 milioane, dacă vor cu probă de machiaj 2 milioane. Se mai poartă și genele false, dacă tu le-ați amintit? Da, se poartă. Da. A mers mai bine față de anul trecut? A stat la târg? Mai prost. Nu știu, probabil și timpul de afară. Ediția din acest an a fost, ca și nivel de afaceri, situată la nivelul anului trecut. Firește, nu se compară cu anul 2009, când oamenii deja avuseseră contractate nunți încă din 2008 făcute rezervări, dar asta și pentru că numărul giurgiuvenilor care se căsătoresc în anul acesta este mult, mult mai mic. Au ales produse adaptate după un buget mult restrâns, pentru că și evenimentele sunt restrânse, se reduce numărul invitațiilor, al aranjamentelor somptuoase, al rochilor scumpe.